Florin Țurcanu, fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani și al PNL Botoșani, a părăsit în această după-amiază penitenciarul Botoșani. Magistrații au admis cererea privind eliberarea condiționată, iar Florin Țurcanu a părăsit unitatea de detenție. Acesta a fost condamnat anul trecut de Curtea de Apel Suceava la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni cu executare pentru fapte de corupție. Odată ieșit din închisoare, fostul președinte a transmis un mesaj autorităților. Magistrații au admis cererea privind eliberarea condiționată, iar Florin Țurcanu a părăsit unitatea de detenție. Faptele au fost comise în perioada iunie 2013-septembrie 2014, Țurcanu fiind acuzat că a primit foloase necuvenite pentru a atribui mai multe contracte prin atribuire directă sau a promis că va interveni asupra unor licitații publice. Mai exact, la casa socrului lui Florin Țurcanu s-au efectuat lucrări în valoare de peste 270.000 de lei, care au intrat materiale de construcții și bunuri electrocasnice. În schimbul acestora, Florin Țurcanu a promis 3 contracte prin atribuire directă și intervenția la mai multe licitații publice. Sincer, mi-aș dori să-i învăț pe toți politicienii și pe toți oamenii care au funcții publice să lase mâna din borcanul cu merii, să lase banii publici, să ducă acolo unde este nevoie de ei, că este nevoie de ei dacă urmărim cu toții criza de România și banul care este risipit fără nicio durere de suflet, nu vorbim de lege, și să cheltui banii cu maximă responsabilitate, cum ar fi banii lor câștigați cu prin muncă cinstită. Și politica trebuie făcută în primul rând de oameni echilibrați, cinstiți și corecți. Pentru că când vom avea în fruntea, îi contează unde, om cinstit, corect și bine intenționat, o să avem și o țară modernă. Se pare că perioada petrecută la închisoare și-a pus puternică amprenta asupra fostului președinte. 99% din politicieni de-a lungul timpului au băgat mânuța în borcanul cu mierii. Să nu spună ei și îi provoc la un test de detector de minciuni. Și acolo se vede care nu a băgat mânuța și care a băgat. Să oprească. Oprim mânuța. Oamenii au nevoie de bunăstare și de bani. Dacă polițianul bagă sau primarașul bagă mânuța în borcanul cu mierii, nu mai avem drum. Să oprească. La pușcărie e greu. Cloșniții, probleme. Nu e simplu. Asta le transmit. Eu ce o să fac, în primul rând vreau să mă ocup de familie și de sănătate. Fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani a fost condamnat în decembrie 2022 la 2 ani și 6 luni de închisoare.